Bine a venit pe 1001cosmetice.ro. Sprâncenele sunt rama feței noastre, prin urmare ele joacă un rol esențial în aspectul final al machiajului nostru. Ele au capabilitatea de a îndulci sau înăspri trăsăturile feței noastre, prin urmare astăzi vreau să-ți prezint câteva produse pentru sprâncene care te vor ajuta să obții un rezultat perfect. Vom vorbi despre produse cu diverse texturi, ele pot să-ți fie de folos în funcție de nevoile tale, cum fiecare avem sprâncene diferite și nevoi diferite în dreptul lor, așa există și produse care să îndeplinească cât mai multe necesități. Dacă este să începem cu gradul de dificultate, cel mai ușor de folosit produs este mascara pentru sprâncene. Aceasta poate să vină transparentă sau poți să îți alegi o nuanță anume care să se potrivească culorii firelor tale de păr, astfel că produsul nu numai că îți va fixa firele de păr în loc, ci le va da și puțină definire. Un astfel de produs este binevenit în colecția ta, indiferent ce fel de sprâncene ai, mereu la final de machiaj poți să le piepteni cu un astfel de produs, astfel încât ele să stea fixate și eventual să elimini orice pudră s-ar fi putut așeza pe firele de păr în timp ce ți-ai făcut restul machiajului. Dar un astfel de produs poate fi singurul produs atunci când deja ai de la mama natură niște sprâncene foarte frumoase și foarte bine definite și tot ce îți dorești este să le așezi să stea acolo la locul lor, un astfel de produs îți va da definire și fixarea necesară. Următorul produs foarte ușor de folosit este fardul pentru sprâncene. Acesta poate fi extrem de util în cazul în care nu ai nevoie de foarte multe modificări în cazul sprâncenelor tale și tot ce ai nevoie este să obții o culoare uniformă astfel încât ele să iasă în evidență și bineînțeles pentru umplerea micilor goluri care s-ar putea să existe la nivelul sprâncenelor tale. Acest duo pe care ți-l arăt eu aici de la Miss Sporty vine atât cu un farc pentru sprâncene cât și cu un produs gel în cazul în care ai nevoie de mai multă definire. Trecând la creioanele pentru sprâncene, evident avem de -a face cu niște creioane retractabile sau creioanele clasice. În cazul creioanelor retractabile am aici alături de mine un creion ultra slim de la Catrice. Evident că în cazul acestui tip de produs există mai puțină cantitate, însă ai mai multă exactitate datorită vârfului subțire și precis. Prin urmare, poți să oferi mai multă definire sprâncenelor tale, poți crea firișoare de păr, practic poți obține și rezultate ceva mai grafice. Pentru a obține niște sprâncene perfecte cu ajutorul unui creion clasic pentru sprâncene, vei fi nevoit să ai grijă mereu să fie foarte bine ascuțit, astfel încât vârful să fie cât mai precis și să te poți juca cu el exact așa cum ai nevoie. Acest creion de la Miss Sport vine și el cu o periuță în capăt, astfel încât să poți distribui mai apoi produsul cât mai bine, însă după cum spuneam, ai grijă să ascuți mereu creionul foarte bine. Fie că alegi un creion clasic, fie că alegi unul retractabil, un lucru este clar. Trebuie să fii foarte atentă în momentul aplicării, deoarece dacă aplici ceva mai multă presiune, s-ar putea să te trezești cu niște sprâncene mult prea puternic conturate. Așa că, Crioanele sunt foarte utile atunci când ai nevoie de precizie, când ai nevoie de niște sprângene care să reziste cât mai mult timp, când ai nevoie de ceva mai multă corecție în cazul lor, însă trebuie să fii și foarte atentă în momentul aplicării. Markerul pentru sprâncene, un produs practic lichid, exact ca și eyelinerul pentru ochi, avem și un fel de eyeliner pentru sprâncene. Evident că trebuie să ai mare grijă în momentul aplicării deoarece nuanța poate să fie una destul de intensă, mai ales dacă aplici și presiune, însă în momentul în care reușești să-i dai de capăt acestui produs vei vedea că vei obține niște sprâncene foarte frumos definite și de asemenea care vor rezista o perioadă îndelungată. Pomada pentru sprâncene. Un produs cremos care totuși are un balans perfect între ceea ce înseamnă cremos și uscat deoarece e îndeajuns de cremos astfel încât să te ajute să desenezi firișoare de păr, să ți definești sprâncenele, să le desenezi exact așa cum ai tu nevoie, să le dai exact ce formă îți dorești, însă este îndeajuns de uscat astfel încât să nu te trezești că ai niște sprâncene mult prea puternic conturate, ca și cum ar fi date cu markerul. E genul ăla de produs care îți oferă balansul ideal, mai ales atunci când sprâncenele tale sunt destul de pensate, poate că ai ceva mai puține firișoare de păr și ai nevoie de o definire mult mai mare sau îți dorești să le dai o formă anume. Și ultimul produs despre care vom vorbi astăzi este gelul pentru sprâncene. Este cel mai cremos din toate produsele pentru sprâncene. Prin urmare, trebuie să fii și foarte atentă în momentul aplicării. În cazul de față, am un gel de sprâncene de la Revolution care vine cu un aplicator al său, însă bineînțeles poți să folosești și o pensulă specială pentru sprâncene în cazul în care îți dorești mai multă precizie. Genoasa de produs din nou te ajută să creezi firișoare de păr, să obții o definire maximă, un aspect impecabil și perfect, dar totuși trebuie să fii foarte atentă să nu aplici prea mult produs pentru că s-ar putea întâmpla varianta pe care nu ți-o dorești. Totodată, un astfel de produs oferă și rezistență maximă Mă va sta pe sprâncene pe tot parcursul purtării machiajului până la demachiere fără absolut nicio problemă. Acestea sunt câteva texturi din care poți alege, însă gama de produse este una foarte largă, iar dacă vrei să o descoperi, te invit să vizitezi site-ul 1001cosmetice.ro Dacă vrei să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te acestui canal și urmărește-ne pe rețelele sociale, iar pentru astăzi asta a fost. Îți doresc o zi minunată și nu uita că zâmbetul este cel mai frumos machiaj.